Dublu eveniment publicistic la Biblioteca Județeană Iaba Sarabescu din localitate. În prezența unui public numeros a fost lansată revista Jurnal de Literatură, dar și volumul Moartea Fântânii, al 15-lea din colecția Biblioteca Giurgiuveană. Revista Jurnal de Literatură a fost prezentată ca fiind prima de acest fel din istoria Giurgiului, dar și unica inițiativă realizată de vreo bibliotecă județeană din țară. Au fost prezenți în sală colaboratori, dar și personalități din județ și de nivel național, evenimentul reunind și publicul venit la reeditarea cărții lui Vasile Rusescu. O revistă care se numește Jurnal de Literatură, o revistă în care se exprimă atât scriitorii giurgiuveni, cât și importanți scriitori din țară. Iată, îl zăresc în fundul sălii pe Dan Claudiu Tănăsescu, cel care ne-a oferit ultima sa novelă și care apare în Jurnal de Literatură, ultima piesă pe care a scris-o Eugen Șerbănescu, consulul României la Bolonia, giurgiuvean de-al nostru, prieten de copilărie de-al meu, se găsește de asemenea aici. Avem texte trimise de la Constanța, de la Sibiu, de la Timișoara, de la Cluj, de la Suceava. Mulți dintre ei sunt giurgiuveni, pe toți îi leagă o prietenie strânsă de Giurgiu și de ideea de literatură autentică. Mi s-au adus reproșuri în legătură cu revista, reproșuri justificate. Iată, chiar Dan Claudiu Tănăsescu, ca să nu mai spun și de Marian Stavarache, mi-au spus, ca și Mircea Meionescu, că revista e cam înghesuită. Au dreptate, decât să fie lăbărțată, am preferat să fie înghesuită la primul număr ca să arătăm că avem ce spune. Domnul Stavarache îmi spunea că revista este ușor inegală. E normal să fie ușor inegală, chiar și Dacia Literară a fost inegală și convorbirile literare au fost inegale. Din aceste 48 de pagini scrise ale revistei, 24 cel puțin pot figura oricând într-o antologie a literaturii române, ceea ce pentru mine reprezintă foarte mult. Am făcut această revistă în acest fel pentru că o revistă trebuie să pornească de la un prag minimal pentru a ajunge la unul optimal și apoi la unul maximal. Vă garantez că revista pe care o veți vedea în luna martie sau aprilie va fi de două sau trei ori mai bună decât aceasta. Din punct de vedere al scriturii, din punct de vedere al imaginii, din punct de vedere al graficii, țin să mulțumesc domnului profesor Liviu Roșca, directorul editurii pentru sport din Giurgiu, care a făcut minuni de eroism, ca să zic așa, pentru a putea scoate revista la niște standarde care să ne onoreze. Într-adevăr, sunt, dacă vreți, un cititor privilegiat, în primul rând, pentru că a fost unul din primii cititori ai revistei. Din punctul ăsta de vedere, am avut un privilegiu. Dar, în același timp, și, dacă vreți, martor al avatarului prin care au trecut cei doi care au dat formă acestei reviste, redactorul Șerdan Ucenic și, îmi pare rău, nu-l văd, secretarul de redacție, George, au muncit enorm pentru a pune textele în pagină și pot să mă... Eu cred că a ieșit un lucru foarte bun. Am și eu un reproș, abia după ce am citit revista, pentru că este într-adevăr foarte densă și ar fi nevoie și de un sumar pentru orientarea cititorului în revistă. Sunt foarte multe rubrici, cred că sunt permanente, vor fi permanente, având în vedere periodicitatea lunară a revistei și cititorul se va orienta mult mai ușor în câmpul revistei. Pentru că, așa cum spune și titlul, Jurnal de Literatură, avem două secvențe importante în această revistă. Avem o parte infodocumentară, dacă vreți, de analiza fenomenului cultural, de critică literară, de impresii literare, de conspecte. A venit și George. Salutăm pe George. Și o parte, așa cum v-a anunțat domnul Dan Ucenic, de creație literară. Și aici avem eseuri, avem proză, avem poezie, dramaturgie,
și am remarcat și o mică șmecherie a gazetarului, făiletoare, seriale, ca să fidelizeze cititorul, să-i capteze interesul, astfel încât să aibă justificare și al doilea, și al treilea, și al patrulea și în număr. Atât revista Jurnal de Literatură, cât și colecția Biblioteca Giurgiuveană au fost primite foarte bine de către public și apreciate, încât au obținut finanțare până la finalul anului. Profesorul Emil Talianu a avut o contribuție importantă în a strânge la un loc familia, prietenii și foștii colegi ai scriitorului Vasile Rusescu, veniți atât de la Gostinu, cât și de la Brăila. Scriitorul, cel care ne-a adunat astăzi în această frumoasă întâlnire literară, dar invităm-l să fie alături de noi, fiul scriitorului, Cristi Rusescu, și băiatul lui, nepoțelul scriitorului, Alexandru. Vă rugăm să fiți alături de noi. Deci fiul scriitorului și nepotul. Semnale, vă rog să luați loc. Semnalăm prezența aproape de noi, desigur, soția scriitorului, Jenny Rusescu, care au venit de la Brăila în această dimineață. Încep în a vă mulțumi dumneavoastră celor prezenți în această frumoasă sală, familiei mele de la Brăila și de la Gostinu, care familia mea de la Gostinu a dat un om precum tatăl meu, pe care îl omagiem astăzi, prin relansarea volumului Moartea Fântânii. Vreau să mulțumesc catalizatorului acestui eveniment deosebit, domnului profesor Emil Talianu, tuturor colaboratorilor dânsului, în egală măsură, pe care eu nu-i cunosc și mea culpa, îmi pare rău de lucrul acesta, dar cărora le mulțumesc din suflet, domnului primar și al orașului Giurgiu și al Gostinului, vreau să mulțumesc tuturor prietenilor, colegilor, profesorilor, care l-au cunoscut pe tata și care, după amar de vreme sau clipă de secunde pentru alții, își aduc aminte de dânsul. V-am povestit că era mic, deci el era la 5, la 6, la 7. Da. Eu eram a doua, a treia, urnașul lui. Tot la învățătorul a fost învățător al lui, că dacă era cu 4 ani mai mare, învățătorul, cojocarul, cum zicea noi așa, îmi luase pe mine, când m-a luat la școală, el s-a terminat 4 clase. Și eu urmam să intru între antie. Și ai măi ciongăriuțele cu mine, să vezi tu învățător, ce eu dar ce o să pui era pe tine, că pătea rău sărmanul. Știi, dragul meu. Și de fiecare dus tata la Tăița, eram împreună cu domnul Dragomir, cu domnul Sutru s-a prăbădit acum un an, așa, 4-5 băieți. Mergeam cu caii călare, că eram lui. Și era acolo domnul învățător sau profesor Tercean Barbone, care îi țiu minte, aveam atunci 7-8 ani, dar îi țiu minte. Așa, și ieșea săracul la geam și zicea, uite, mi-a venit caii, că era până aia în doi. Îi legam de gas și stau să așteptam. Și călecam unul cu un cal și unul cu un cal și ne-am acasă. Returul tot la fel, sâmbătă la 12 luam, duminică vă masă duceam. Mătăița. Este o lansare de excepție, cum nu puține se întâmplă în istoria literaturii. Avem nu o lansare oficială, ci o lansare în care avem onoarea să fie alături de noi membrii familiei Rusescu. Dar înainte de a vă prezenta, vreau să vă facem o surpriză. Avem aici alături de noi și scriitorul. Rugăm colegii de la să ne ajute. Să-l aducem pe Rusescu acasă în pământul natal prin imagine și sunet.
să ascultăm acest moment. Banii Stradei am făcut politică. Am făcut politica partidului, se spune, omeniei și a prietenii în vocația căreia s-a născut și a aparatul cu știți și cu sincerii. Drumul inițierii din Banii Stradei de data aceasta nu mai este numai pe teren special.